Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Tablou de familie, episodul 7. Azra, pe cale să își anunțe familia că intenționează să divorțeze, primește un telefon care o determină să-și schimbe decizia brusc. În loc să spună adevărul, le spune că are încredere în soțul ei și crede că acesta nu a fost infidel. Îi mărturisește lui Sergen că va rămâne cu el de dragul copiilor și va încerca să-l ierte, dar are nevoie de timp. În acel moment, Sanem îi dezvăluie că Sergen a sărutat-o. Azra este profund afectată, dar îi spune surorii ei că a mințit în legătură cu divorțul pentru că are un plan secret. Jale s-a împrietenit cu Mirai, pretinzând că este psiholog și astfel află informații despre părinții acesteia. Sergen i-a închiriat o locuință lui Jale, după ce aceasta l-a mințit că soțul ei îi urmărește. În timp ce Sergen este optimist că relația cu soția sa se îmbunătățește și speră să-și recapete vechea viață, Azra adună dovezi ale infidelității sale. La sfârșitul episodului, ea îi spune că nu vrea ca copiilor să știe despre infidelitate, dar dacă nu acceptă un divorț amiabil, va folosi dovenile în instanță. Sergen, sub presiune, semnează actele de divorț. Între timp, Jale intră în casa lor folosind o cheie pe care a luat-o din geanta lui Mirai. Ea îmbracă hainele Azrei și găsește în buzunarul uneia dintre haine o ecografie. Azra este însărcinată. Sanem și Ural, în căutarea adevărului pe care Eilul îl ascunde, întâlnesc o persoană neașteptată. Erman Arsen a propus fetelor să își unească forțele și să-și asocieze casele de avocatură. A fost de acord să angajeze toți angajații lor, cu excepția unei singure persoane, Colpan. Colpan acceptă propunerea pentru a-și salva firma de la faliment și pentru a nu lăsa angajații fără locuri de muncă. Fetele își dau seama că este dificil pentru ea să se pensioneze brusc și concep un plan pentru a-l convinge pe Erman să o accepte și pe ea. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.